Zilele satului Vrâncean, ediția a treia, care a început sâmbătă 2 septembrie cu Noaptea Muzeilor. Zilele vor culmina duminică 10 septembrie cu sărbătoarea satului Vrâncean, unde vom prezenta un maraton al ansamblurilor folclorice din Franța, din Vrancea arhaică, dar și din zona Râmnicului Sărat, fostului județ Râmnicu Sărat, și cu o expoziție de costume populare pentru prima dată găzduite de fiecare casă tradițională. De asemenea, la acest eveniment va participa celebrul olar din Irești, Dorel Fecioraș, care ne va ține o frumoasă lecție de olărit. Noutatea ediției din 2023 este debutul, startul proiectului de restaurare a instalațiilor tehnice din cadrul Muzeului Vrancei. După cum vedeți, pentru prima dată în ultimii zeci de ani, Consiliul Județean prin Muzeul Vrancei a început un vast proiect de restaurare a instalațiilor tehnice, plecând de la exterior, adică adăugând acestor clădiri din piatră și elementele din lemn care dădeau practic destinația finală a obiectivului. Suntem în fața dârstei din Nistorești, am refăcut exteriorul, roata, ulucele și gheaburile și am continuat la dârsta, la piua de la Spulber, iar în anul următor avem deja în lucru morile cutiteze de la Andreiașu și încă o dârstă de la Nistorești. Ne aflăm la complexul industrial al satului Spulber, din comuna Spulber. După cum vedeți, e total diferit de cel de la Nistorești, are altă poziționare, alt model de angrenaj, față de acela de la Nistorești, care va funcționa efectiv cu apă și va învârti acel văl. Acesta este doar expozițional, pentru a fi admirat, dar nu va pune în mișcare cele două roți, nu vor pune în mișcare și elementele din interior. Pentru duminica de 10 septembrie anului acesta vă așteptăm cu drag la Muzeul Satului Vrâncean, unde sunt case din tot județul Vrancea, din fostul județ Putna, de fapt, că avem și de pe Valea Râmnicului și de peste tot. Și pe lângă interioarele foarte frumos aranjate și tradițional, vrem să punem și costume din ca să fie și mai atrăgător pentru cei care vin, vor veni și doamne de la șezătorile din țară, care sunt foarte interesate de modele pe care ele le aduc la viață și vom pune în fiecare casă câte unul sau mai multe, câte ne permite spațiu, cămăși și obiecte, catrință, bete și tot felul de obiecte de port din care să se poată inspira. Avem cămăși cu sute, cu lână, cu tel, care s-a folosit
în Franța, fără zgârcenie, fără și firul metalic care a crescut în Franța, în toate grădinele, cum spun unii. Și deci aveți unde, de unde să vă inspirați, modele foarte frumoase. Vom pune și câteva cămăși cu sute de doamnele de la șezătoare. Avem fete din muzeu care lucrează și și-au cusut propriile cămăși, au luat din și metodele foarte vechi, deci tel rupt, tel șchiop, care nici măcar nu sunt descrise în cărți, pentru că nu s-a crezut niciodată în anii comunismului sau când s-au scris cărțile de etnografie că se va mai coase vreodată în aceste tehnici străvechi. Deci până la 1914 s-au cusut aceste cămăși cu tel și cu, care este o tăbliță de argint. Multă lume nu știe ce, dar acum aflați, o tăbliță de argint cu care se împodobeau cămășile brâncenești ca niște zale. Uitați, ăsta este tel rupt, mai aveau și alte tehnici. Bravo! Deci vă așteptăm cu drag, că nu vă va părea rău. Și întrebări, dacă aveți, noi vă răspundem cu mare drag. Între timp, fetele s-au specializat și ele, cele care cos, și asta e o treabă foarte bună, că și lucrează la muzeu, au și unde să înspire și cos. Deci, veniți că veți pleca încărcați de cunoștințe noi și de... Aici este locul unde va fi construită biserica cu hramul Nașterea Maicii Domnului, după, bineînțeles, obținerea autorizațiilor, avizului și toate cele necesare. Proiectul este în derulare, am identificat locul, am conceput dosarul, așteptăm să ne iasă toate documentele și vom începe construirea unei biserici după modelul Bisericii Sfântul Nicolae din Vrâncioaia. Practic vom face o replică a bisericii, deoarece muzeografii de acum 50 de ani, când au gândit această rezervație de artă populară, au și pregătit acest loc. Acest loc, din spatele primăriei Năruja, în fața casei Jareștea, lângă Hanul Dobești, adică în plin centrul satului Vrâncean, a fost gândit pentru o biserică de lemn, pe care, din vari motive, atunci muzeografii nu au putut să o mai aducă. Noi acum nu facem decât să împlinim un proiect început acum 5 decenii.